La categoria junior 3, Marius Bâra de la LPS Buzău, elevul profesorului Gicu Hârjoi, s-a clasat pe primul loc la aruncarea greutății, având o încercare câștigătoare de 17,57 metri, cu aproape 3 metri mai mult decât ocupantul poziției secunde. Dacă la juniorii 3 Buzăul a avut doar un singur medaliat, la cadeți toți cei patru atleți buzoieni s-au clasat pe podium, obținând celelalte 7 medalii ale delegației buzoiene. Marina Andreea Baboi, de la LPS Buzău, atletă pregătită de profesorul Gabriel Nicolau, a câștigat proba de 100 de metri plat, reconfirmându-și baremul de calificare la campionatul european de cadeți din Georgia din luna iulie. De asemenea, Ionuț Răducan, de la LPS Buzău, antrenat de profesorul Vasile Popa, a arătat o formă deosebită la competiția de la Pitești. El a concurat în două probe, 5.000 și 3.000 de metri, câștigându-le pe ambele. Și atletul Cătălin Apostol, legitimat la CSM și CSS Buzău, elevul profesorului Gicu Hârjoi, a obținut două clasări pe podium, locul 2 la aruncarea greutății și locul 3 la aruncarea discului. Tot în competiția cadeților, Gheorghe Ciubuc de la LPS Buzău, pregătit tot de profesorul Gicu Hârjoi, s-a clasat pe poziția secundă în proba de 1500 metri plat, dar și pe locul 4 la proba de 5000 de metri.